Sau dar ready, iau da go. O, tu zeu al lorului, dăm un joc pe care nu scrie mare stomp. Să vedem. Un ban care a intrat în meta de când a fost creat jocul, Lisandra. În cealaltă parte direct, Jace, probabil că joacă destul de des MRN. Și ești un pic foarte bun de altfel, targeted ban. Vladimir, un ban targeted clar către no skill. Că joacă pe Vladimir și pe Mitch și pe top acum, că joacă top la această echipă. Renekton, un ban oarecum te ajute, dar ești destul de banat. Thresh, un ban comun. Jana, un pic targeted către Nak. Sau bez Jana e utol. Acum să vedem primul pic. Bun, din nou același Jarvan, care a funcționat foarte bine în jocurile precedente. A, țin să spun de pe acum că asta va fi best of 3. Bun, pic luat în 2 secunde, Shen. Mere că Scorpion vrea să-și ia de-ul direct, probabil nu are prea multe picuri care să facă schimb pe acel quant, fiind smurf-ul său. Bun, s-a luat Varus-ul. Și ca răspuns, Red Bull-i vrea Heimerdinger. Nu, nu cred că te va lăsa echipa ta să iei Heimerdinger. Hai, Red Bull-i, arată-ne picul tău minune. Acel schimb în ultima secundă. Probabil placeholder. I-aș da, dar are numele ăla cu E tăiat. Stai că cred că l-am pe MRN în listă. Heimer de placeholder. Așa de clar, Graves. Un pic care a funcționat până acum pentru AOE-ul pe care îl are când îi prinde Jarvan. Acum nu mai de mi-a răspunde MRN. Să vedem care trea cu Heimerdinger. Da, Heimerdinger este placeholder, picul este Sona. Pentru că numai unul de lei are Sona. Este de ciudat, se gândim cam cât de folosit e rol. Bun, de cealaltă parte în pădure Nautilus, un pic destul de comun, foarte strong acum de altfel. Și Lulu, ca și contra de lane, contra o Sona. Bun. Și altă parte, bun. Orianna, am decis să nu mai zic până nu dau lock-in, pentru că vă chestii de genul ăsta cu Heimer. Și placeholder. Orianna, din nou, pentru componența Orianna Jarvan, care se pare că este una dintre componențele lor preferate. Deci asta de poke. Auzi, poke.
de engage AOM, ne se bagă jarva cu bila lui Oriana pe cap. Și dau cu bum bum în ei, de-i prinde pe toți după The Graves. Acum chiar și cu Cannon și cu Sona, bănuiesc că asta e compoziția lor completă, pe care n-au vrut să o folosească până în finală. Sigur, Shark poate să bat ceva muzica. Acum până încep, până și au picurile, până trec alea un minut, trei minute.
Bun, ne-am întors, au trecut acel minut, minutul de 3 delay, cele 3 minute de delay. Hai să ne uităm și pe skin-uri, dacă tot suntem acum la finală. 1, 2, 3 pentru Skynet, auzi, Skynet. Și 1, 2, 3, 4 pentru cei de la Next. Deci, Next GG 4 skin-uri contra 3. Așa, ca să amână spell-uri, ce putem vedea deosebit. Interesant că au pus cei din Starnet, au pus teleportul pe Topper, respectiv pe MRN Cannon. În timp ce Next merg pe varianta clasică, cu teleport pe Gragas. Bine, de altfel, Laur, Chevalier este destul de cunoscut pentru teleportul lui pe Mid. Face rumuri destul de bune pe bottom. Bun, din nou sper că nu vom avea parte de un stop. Bun, te rog, ăsta cu stream-ul aranjează rolurile fiecare. Știi tu, suport cu suport, adecuat de etc. etc. Să-mi fac și asta pentru mine, se pot observa mai ușor. Așa, și cu ăsta, Varus cu Graves, Jarvan. Bun, din nou îl vedem pe Jarvan în pădure. Știm că în primul joc a fost top. Să vedem o mică acțiune de level 1. Cei din exercite să se ducă după golemii, mai degrabă după golemi, să-i deranjeze puțin pe Graves și Sona, poate chiar să apuce un kill. I-au văzut la timp Graves și Sona au aruncat cu ward, care de altfel a putut să fie curățat. O coordonare destul de bună din partea celor din Next, rar am văzut să fie luat ward-ul ăla mai timp. Bine, fără un ping, desigur. Ambii suporți au preferat să înceapă cu Fairy Charm-ul. În loc de wards poți un full. Camus, bănuiesc că te-ai întors. Da, da, sunt aici alături de tine. Bun, a fost pus un ping de către Sona în wardul acela tradițional într-un fișul deasupra râului. Rest, nimic interesant, un singur ward pe harta acum, un ping. Da, trebuie să spun că de-abia aștept momentul în care își va folosi teleportul Chevalier. Presupun că va fi undeva după nivelul 6, probabil că dacă îi va cere situația, va folosi mai repede, dar n-am mai văzut un Gragas de foarte mult timp. Deci de foarte mult timp de când joacă Gragas. Știu că farmează foarte, foarte bine cu el. Chiar și match-up-uri care nu-i sunt prielnice. Iar legat de teleport, dacă are o ocazie pre-level 7, va profita de ea. Dacă nu, va aștepta 6, poate chiar mai mult și va forța el un play. Da, exact, cu ajutorul ultimatei. O să destul de curios ce va fi Cannon cu Shen-To. Logic, Cannon este range, Shen... Deci Cannon deja a început de altfel să-i facă zone, este 13 la 4 creepy. Într-un final totuși va pușa lane-ul și va putea să farmeze pe vrea sub turn. Gragas, dacă te uita pe mid, spamează, nu știu dacă e taunt-ul sau joke, ce face el acolo. E mai ușor pentru el să aștepte poziționarea Orianei, știi că în momentul în care își folosește unul dintre taunturi, sau joke sau dance, indiferent, Oriana e forțată, va dori să știe să-l atace și în momentul în care va veni puțin spre el, va plasa în fața ei. E tam, psihologic, se așteaptă să dea bine, acum să vedem ce se întâmplă top, zombilor a venit la gang, dar asta a făcut și Red Bull-i. Acum sunt zis, da, Red-ul a luat kill-ul, chiar destul de artistic, a știu când e gata. First Blood, din nou, top,
Red Bull iarăși controlează topul mai bine decât o face adversarul său jungler, obținând un first blood pentru el și asist de first blood pentru topul său MRNM, care este chiar destul de urât gândindu-se că este Cannon versus Shen. Cannon având din start un avantaj destul de mare asupra lui Shen. Vedem acolo mid și o aliare. Puține probleme este urmărit de Mind și de Red Bull-i. Va urca și Sona pentru viziunea. Dar cred că va încerca să se sinucidă. Îl vedem acolo pe Cannon venind spre bottom. Se răzgândește și pornește spre top. E încercat, el va încerca și cred că chiar va reuși. Să vedem însă. Da, a reușit. A dat acolo Jarvan de formă și da, era distanță. Cea mai bună decizie pe care putea să o ia Gragas în situația în care se afla? Da, nu cred că mai putea să scape acolo. Bine, chiar și așa este o mișcare bună din partea lui Red Bull, pentru că îi oferă free farm lui Oriana. Da, evident a reușit să scadă de pe lane pe Gragas, care totuși a reușit cât de cât să pună acea presiune pe mid. A forțat-o pe Oriana să-și consume destul de mult L-Pots. Începuse să câștige Gragas acolo, ar fi luat un avantaj în farm dacă continua așa situația, fiind versației 1 vs 1. Da, chiar... pe no skill, având puține probleme. Top se duce chiar în mini-range MRN, dar a făcut toată asta fără flash, auzi, fără flash, fără ward și nici nu și-a păstrat Lightning Surge, cred că îi zice. Hai să mă uit să fiu sigur să nu fac vreo scuzenie. Da, Lightning Rush, skill-ul care face să fie rapid, l-a dat pentru Hareas. Nu a avut ward, a fost foarte riscant ce a făcut și l-a costat. A fost încrezător. Da, a fost mult prea încrezător, a profitat de ocazie zombilă, a venit pe kill. E puțin în față, dar niciun caz chiar așa. Își dă teleportul top, Kenan. Chestia pe care Shen a văzut-o, s-ar putea să profite acum de teleport Chevalier. Va avea o ocazie știind că adversarul său cu teleport, Ena nu l-are. O bună bucată. Și vedem acolo că Mind tot încearcă să stea în melee range Gragas, probabil pentru a fi sigur că reușește să îi aplice damage-ul de pe abilitățile Billy, dar nu va reuși să iasă în față la trade-uri așa cu el. Da, în melee range... Dacă Gragas reușește să se ducă distanța, întotdeauna va câștiga trade-urile. Vedem însă că Oriana a făcut șasele și Gragas nu, și până aici el nu face șasele, nu va mai încerca ceva de genul ăsta. Bine, nu că ar mai avea el prea mult până la șase. Vedem acolo pe zombie, încercând spre bottom, așteaptă ca Lulu să distrugă acel ward. Probabil Sona va veni imediat și va plasa încă un ward, chiar un ping. Da, ping, pentru că știa că a fost ping, a văzut cum i-a fost curățat ward-ul. Ar fi fost inutil să pună ward normal, i-ar fi fost curățat de din nou. Cred că acum zombie se va îndrepta ori spre top, deoarece Kenan este destul de împins, evident pe ce va lua acele wraith-uri, sau va încerca mid, ori acum cred că își va pune acel ward, da. L-a plasat acolo la timp. Spuneam acel gen care l-a făcut Nautilus top, l-a ajutat pe Shen să-și revine și chiar conduce acum cu 2 clipi. Nu pot că era condus cu... 15 clip, dacă nu greșesc. Acel early magic resistance, dacă va continua, știi, să îl pună, nu prea va mai avea ce să-i facă Cannon. Uite acum, uite-te bot. Bottom, Ferrous Scorpion primește acel taunt. Și ultimata din partea lui Shen, foarte bine acolo jucat de către cei de la Next. A fost un bait de perspectiva. Nu cred că ar fi câștigat 2v2-ul, dar în niciun caz nu ar fi dat atât de mult HP dacă astea se bată. I-a dat încredere lui Graves, astfel încât să înainteze. Da, exact. Pentru... Pe acel clip. Și cu ultimata lui Shen,
cred că și baia, da, și baia pe care a folosit-o acesta. Să mai zic ce naiba faci Sona. Sona extraordinar de aiure acolo, n-avea nicio treabă, n-avea full HP, erau 2 pe lane, Varus avea ultimata. Ura. Mișcarea e ciudată acolo din partea Sonei. Nu știu la ce s-a gândit în momentul în care a rămas între minioni inamici. Nu, trebuie să-ți oprești microfonul pentru niște câini, pentru că nu cred că se poate opri. Da, sunt taun pe Kennen și Midi Range va câștiga trade-urile. Cum spuneai tu de Magic Resistor la Lucian? Momentan nu-l va ajuta prea mult, pentru că dacă tinzi la item-ul lui Kennen are un Doran Blade. Bine, așa se joacă Kennen, 1-2 Doran Blade, ba chiar am văzut și 3. Nu că ajută foarte mult în early, să farmeze, să dea harass. Sona se duce mult prea în față, față de cât îi permite și pască. Ia să vedem, face Gerit ceva interesant. Se pregătește, încearcă să dea ultimate pentru burst. I s-a făcut fake bariera, a adus degeaba. Acolo Pharaoh s-ar putea să moară când răcea vârfărul și Red Bully, dar a reușit Pharaoh acolo să ia încă un kill pe... A apărut frumos Red Bull-im ca să curățesc acel double kill. Dar Sona, 2 Scorpion și cu Haron, sau să zic Trash Support, câștigă destul de categoric acum. Bottom-ul, da. Oricum, Red Bull e de apreciat că a avut aceeași prezență puternică pe care a avut-o și în meciurile precedente ca și jungler. Iar top a reușit nou skill să îl omoare pe... E nasol pentru Kennen. Kennen, pentru că Shen, avantajul lui Kennen față de Shen e early. Când e range versus melee, acum Shen când poate să ducă distanța mai des având taunt-ul, având acum avantaj 2-0, treaba să se urc pentru Kennen și în general pentru echipa celor de la StarNet. L-a ajutat mult, a fost o alegere foarte bună, acel Hex Drinker. Cred că ar fi fost, a fost pe departe cel mai bun obiect care ar fi putut să-l facă versus Kennen. Da, eu nu cred că va avea ceva mai mult de făcut. Bine, ce l-a ajutat cu adevărat a fost gang-ul ăla foarte bun al lui... Da, al lui Zombie. Acum Nautilus pe mid, ține farmul ca să nu se pierdă în turn, cum a încercat Oriana să pușeze, se pierdă farmul plus să stea back. Nu s-a pierdut nimic. Bun, gold-ul este încă relativ de strâns, este doar o diferență de 600 de gold. Un minut acum 12. Cea mai mare diferență se simte pe bot. 3-1. Acolo Suna l-a ratat pe Pharaoh Scorpion, vedem din nou partea lui Shen ultimata. Asta e va... Toată jmecheria asta cu Jarvan, flash-ul lui Kennen. Faptul că nu a reușit să apuce niciun kill, ba chiar ca să moară Kennen. Da, din păcate Pharaoh n-a mai putut acolo să scape. Unu pentru unu overall. Nu calculăm ce-i pe mică, n-a avut aia cu paga. Dar Chevalier în timpul acesta reușește să-l omoare pe Mind, Mid. În momentul și din... îl va intercepta pe Red Bully, care probabil așteaptă să-și folosească combo-ul peste peretele. N-a încercat o jmitură. În momentul din față, cei din Starne sunt foarte în față. Nu au teleportul, nu au ultimăți, nu au flash. Acum ar putea, dacă s-ar locomi puțin cei direct, să ia dragonul, cei din next. Dar se pare că decis să joace foarte safe. Un avantaj de kill-uri și un avantaj de teleport. Kennen nu l-are, Gravia se l-are. Acolo a fost un aproximativ all-in. A venit și Jarvan, a venit și Kennen cu teleportul bot. Și ultimata lui Varus, aproape singură, i-a oprit de tot, a distrus toată faza. Ne, diferența de gol nu e încă ceva extraordinar, este doar 1500. Da, undeva la 10%.
nu este nimic care ar ști să dea peste cap complet. Nu e nimic care să dea peste cap jocul, dar pe lângă gol e, cum spuneam, vorba asta de resursele pe care le au cei din Sky, din Nets și cei din Starne nu le-au. Problema e că sunt foarte bine puse kill-urile distribuite în rândul celor de la Next. Da, exact, le-au ambii kill-uri. Pe când dincolo Jarvan are acele 4 kill-uri. Și cu toate că, cum am spus, Red Bull își face foarte bine simțită prezența, cu echipierii lui nu putem spune că au beneficiat la fel de mult de pe urma gankurilor. Din nou o mică pauză, așteptăm să nu știu să luăm probleme. Da, îți voi spune eu când pot da rezum. Și avem un rezum în 3 secunde. Bun, am zis ceva, că ceva cu capsul loc acolo. Bun. Așteptăm următoarea reacțiune. După ce va fi dat turnul, Varus va încerca direct să se atingă. Da, acolo ultima dată foarte bine plasată, avem o barieră, dar... Și ultima dată din partea lui Lulu, vedem un teleport. Deci teleportul. Da, și va folosi Gragas ultima dată. Cred că va muri aici și Urul. Da. Frumos, un snipe frumos, foarte bun din partea lui Ferroscorpion, da. Se prins și Red Bull va acum pădure. Scap pentru moment cu combo, dar se prinde către ultimata lui Nautilus. Scapă până la urmă că prinde și Orianna acest slow. Shannon se bate din nou cu Kennen. Până am a revenit un farm, Kennen e 0-3 și toate stă nasol pentru el. 4-11, diferența, o spun imediat după Dragon. Dar n-are ce să facă acolo Orianna. Un Dragon luat pentru cei de la Next. Diferența s-a mărit la 4.000... La 4.500 în gol. 600. Și cum spuneam, acest gol este foarte bine distribuit pe AD și pe carry. Iar la timp fac chestia să se simtea. Foarte mult. O ultima dată foarte mult din partea lui Chevalier, vedem acolo și Mind și-a folosit ultimata, apare Red Bull-ing, dar Gragas folosește body slam-ul pentru a scăpa din range, nici nu știu dacă ar fi o cataclism, da, îl avea. Îl avea și dacă nu venea Red Bull, eu cred că Gragas se ducea acolo pentru kill. Da, se ducea după Mind. Avea destul mana pentru un body slam și un kill. Și vedem 4 oameni mid pentru Chevalier. Acesta reușește de să iasă cu body slam-ul din cataclism. Shutdown. Trebuie să-l oprească. Crește prea mare. Adică uite tare cât e de gras. Imaginează și să fie fidat. A, oricum cei de pe bot nu prea mai aveau ce să mai facă și au pierdut turnul și... Era prea pușat creepy pentru a ce să falmeze în siguranță. Încearcă să revină puțin un gol cu gol pe global pe care le-au de pe turnul. Dar nu poți, s-a prins la timp. Acolo Red Bull a fost prins cu ultimata lui Ferro. Eu așa am avut impresia că și-a folosit-o. Da, a dat ultimata pe el, Scorpionul. Da. Prinde frumos zona aici, dar... Too little too late. Pentru timp al respectiv. Și are Explosive Cast cu Chevalier, presupun că vor încerca un dive. Dacă... Acolo Ferro-i folosit să-și folosească flash-ul. Din saiurea Scorpion, i-a forțat ultimata lui Lulu și flash-ul fix pe degeaba. A încercat aici ceva, Laur, dar s-a ferit frumos Orianna de Q-ul. Foarte bun snipe iar din partea lui Ferro, Scorpion. L-a lăsat îndeajuns de low încât Scorpion se poate da snipe. Bine, la el poți observa, e maxa Q. Cum spuneam despre acest
nu o să zic meta, în care se poate maxa foarte lejer Q-ul pe Varus. Da, și dă într-adevăr destul de mult damage. Acum două patch-uri a fost nerfat Teu și i-a dat buff la Akim. Nautilus aici ține spartare. Da, încearcă, da, încearcă să-și apere turnul singur. Încearcă și reușește, vine acum și Grass. Păi, Noskel poate în continuare să facă push, de ce are ultimata și poate să își ajute cu echipierii în cazul în care au nevoie de el. Stătea acum așa în secundă dacă îi dea ultimata pe cineva, că el. Sau era doar ca. Da, asta are pe MRN cu mare taunt și o poți să dea pe el. E nevoit acolo să dea flash-ul, dar moare. Da. A fost mai mult un panic flash acolo, a sperat că va supraviețui și a văzut că venea în continuare și după el. Oricum, dacă ar fi să discutăm despre utilitatea anumitor skin-uri, cred că Arclight var se află undeva în top. Se văd mult mai clar acele stack-uri pe targets. De fapt, se vede, e util, dar din altul de vedere, pentru că adversarii confundă ultimata cu Q. Asta e utilitatea lui Arclight Varus. Se confundă foarte ușor ultimata cu Q, care e o chestie destul de nasoală, pentru că să-ți iei un Q mufă nu e chiar așa de grav, dar să-ți iei ultimata e nasoală. Mai ales, da, într-adevăr. Dar nu m-am gândit la asta, nu am mișcat foarte mult cu el. Acum observam faptul că se observă foarte clar numărul de stack-uri față de skin-ul clasic. Mai sunt câteva skin-uri care oferă mici avantaje pentru utilizatori. Da, overall, momentan, cei de la Next au un lead semnificativ, ai spune. Au un lead mare. Diferența de gold a ajuns undeva la 30%, acolo este prins Red Bully. El este, cum spuneam, are 4 kill-uri, nu e chiar așa de sub de slime. Dacă era oricine altcineva, era puf. Și acolo Lulu vrea să-l oprească pe Red Bully să... Dar recall, să tragă cât mai mult de timp. Da, să aibă tot timpul să-și ia turnul. Pentru că Brava nu l-a va trebui să se dea back. Acolo a fost prinsă Sona, ultimata din partea lui Varus. Frumoasă foarte, ultimata. Da, foarte bună ultimata lui Chevalier acolo, dar un game, un teamfight destul de prost din partea lor aici. Dar un comeback foarte frumos din partea celor de la StarNet. Da, a venit exact. Ultimata aceea și Zonia și a prins de frumos și prizând acela OE au avut destul cât să facă două kill-uri. Și acum chiar continuă. Ne au turnul, deci bariera, flash, haide! Așa, Shen va putea să avem. Da? Și uite așa se revin joc. Gata, asta e real. Da, hai vreau să zic. Se chema Jamaica. Avea și... Da, cred că îl vor urmări aici pe Warwolf. Gragas poate să-l prindă. Un dodge foarte frumos. Da, un dodge foarte frumos din partea lui Pasternak. Bine, Warwolf. S-au locomit puțin cei din StarNet. Pentru că câștigaseră acel teamfight, dar au vrut și turnul, au uitat că Gregrea sunt ei imediat și are teleportul. Ar fi putut să se ducă mai mult spre Dragon. 4, pentru toți 4 care erau low. Au continuat 4 low, ținând cont că în echipa adversă există un Gregrea sfidat de a-și duc teleport. Și body slam-ul ăla dă foarte mult damage dacă este un singur target.
pe lângă că dă foarte mult damage și foarte mult slow, mai ai și gap closer. Cum spunea cineva, cea mai mare ironie a acestui joc, Gragas e cel mai gras campion. Gragas are aproape cea mai mare mobilitate. Nu, no, cultam foarte mic pe body slam, no. Aceste maxed și 40% CDR. Un cooldown foarte mic și un gap close foarte mare pentru cât e de mic. Între cele mai bune poziționeri din tot jocul. Next decât joacă safe, își farmează toate lane-urile, pușează toate lane-urile cât este necesar, își iau toate buff-urile, red-ul, blue-ul la cooldown. Da, diferența de gol momentan a scăzut puțin și simt și probabil n-ar trebui să se mai joace atât de mult. Vedem acolo și Red Bull-ii, să dacă va reuși să-i prindă, da, acel ward. Dacă cei din Starnet prind din nou un combo cum au prind, au șansă să câștige teamfight-ul, dacă sunt, exact asta l-am zis, dacă prinde Nautilus pe care va o position, se întâmplă asta. Acolo iar și-a folosit Zonia. Dar va fi omorât foarte repede. A picat acolo MRN, dar pulită too late. Și-au luat deja ultimată bună din partea Oriane, acolo a reușit să prindă 4 oameni de la... Rex a fost prins într-o poziție mult prea nasoală. Nu și-au coordonat bine skill-urile de teamfight, adică a fost Cannon. După ce a terminat Cannon, a dat Oriana. Și Jarvan a fost în altă parte. Ca să funcționeze chestia asta trebuie să-i facă toate skill-urile deodată. Da, păi acolo au jucat mai mult în 4 cei de la Nexa, cei de la Star, deoarece Graze era mult prea departe de acțiune. Era în CC, continuă. Un surrender vote fail pentru cei de la Star, ne se pare că și-au cam pierdut credința, a 2 pentru 3 însă. Jocul continuă. Să nu uităm că este best of 3. Da, cum e pe stream faza aia. Cannon ia o tonă de damage top din nou. Și dacă să mă gândesc la faza aia, cred că putea face kill. Avea flash-ul, ignite-ul, da, deci să... că nu merită, pentru că... Și da, înțeleg decizia acum că mă uit la score. Cannon e 0-6. Gold-ul nu merita pentru a da ignite-ul și flash-ul. Și nu era ceva... în care puteau să facă ceva după într-un 4v5, m-ar fi să ia un obiectiv, turnul era luat, baronul era prea departe cireasca să-l ia, deci nu merita. Da, și continuă acel stack de rezistențe, vedem un taunt, câteva auto-attack-uri. Cum vine pe lane, cum dă și taunt-ul pe el. Shen o să aibă taunt-ul în 5 secunde, dacă Cannon se apropie din nou o să dea taunt-ul pe el. Încep să cureți zona baronului și din next. Nu am cum arătau tot cum încearcă. Hai Grave, nu te întâlnă să prind din nou. Nu s-a lăsat prins Grave, dar a fost prins Oriana, așa la bărtul lui Gragra. Jarvan sare bine în ei, prinde pe 3, dar degeaba că e singur. Nautilus îi ține pe toți. Da, pe cei de la Next nu cred că au, știi de ce să se teamă neapărat de Jarvan și nu mai dau dispers când îl văd că vine. Nu se da, nu se termina jocul, da un inhibitor. Cannon nici n-a mai apucat să dea zoom. Tot instant, efectiv instant. Da, joacă safe. Se retrag după acest inhibitor. Și deja e un avantaj destul de mare pentru cei din Next, 8-22, diferența de cât? 9000 gold? Ba nu, 10000 gold, 9900, deci 10. Blue team agree to surrender with a 5 votes for 4 and 0 against. Semne exclamării, GG well played. Da, am fost...
Well fought. Au încercat să... Au fost outplayed. Au fost outplayed pe... Da, au fost outplayed pentru că în picuri aș putea să spun că în timp, dacă jucau cum trebuie, chiar că aș fi câștigat, că aveau acel combo de AOE, CC, burst. A fost greu pentru ei pentru că au avut probleme pe toate lane-urile. Da. De fapt, eu nu cred că au câștigat, se poate spune că au câștigat sau măcar a fost o egalitate pe un anumit lane, că au reușit să-l țină. Au pierdut de trei lane-urile și Jarvan a fost singurul care a reușit să iasă pe plus din toată chestia asta. Jarvan a jucat bine. Jarvan chiar da, doamne ferește, a fost iar un jungler foarte activ și cel puțin și-a făcut prezența early mult mai bine. Da, și-a făcut simțită prezența decât Nautilus, dar vezi... Ca să zic că a jucat chiar mai bine decât Nautilus, dar lane-urile s-au pierdut, 2 vs 2 s-a câștigat, 1 vs 1 s-a câștigat, 1 vs 1 s-a câștigat, asta e. Da, și de aici au pornit la de problemele lor pentru că nu mai avea cine să le facă față celor care își câștigaseră lane-urile pentru că toți le pierduseră. Da, și nu au fost în stare să-și coordoneze toate skill-urile. Mișcările, da, într-adevăr. Le-a ieșit 2 pentru 0 acolo pe mid când a venit Ken de pe top prin pădure. Le-a ieșit acolo 2 pentru 0, dar a fost singura dată când le-a ieșit combinația de skill-uri. Cu Jarvan, Orianna, Kennen. În rest, nici când în jocul ăsta nu le-a ieșit ce și-au propus. Nu s-au coordonat cum trebuie. Bun, și acum dacă ăștia mami dă-mi și mie codul, că mie nu merge. De fapt, e același cod, nu? Ți l-a trimis. Acum a trebuit să-l ai. Era... Deja n-a fost o din... Da, același. Zombie de cărat. Bine, îmi zice acum Laur, dacă stau să mă gândesc, că are destul de mult dreptate. Dacă își coordonau, cum ziceam eu, toate skill-urile alea, Kennen, Jarvan, etc., nu zic că i-ar fi reușit 100%, dar avea Gragas ultimata aia pe care o putea păstra pentru combo respectiv și arunca în părți. Pentru că Gragas e bun împotriva componenților de genul ăsta. Că strică componenții astea care trebuie să se bage împreună. Așa-i, grea still fat. Asta nu zice nimeni. Așteptăm acum să se termine și pe toți pentru următorul meci. Sunt toți 10 aici, bonus poate să iasă unul ca se poate arunca. 1-0 pentru next. Ia să mă uit și ce au făcut la Prime. Da, cum spuneam, chiar și pentru acel premiu de 75 de euro, TSM nu a jucat și Prime a câștigat la masa verde. Poeții vese de pe vest își păstrează reputația de a nu juca pentru locul 3. O reputație negativă, dacă mă întreb pe mine. Așa, acum termină să se aranjeze next-ul, care are acum și first pick-ul. Încă favoriții numărul 1 erau cei de la StarNet. Next în favoriții 2. Sigur șanse, hai că-ți dau ochi la prieteni. Nu știu, mă mai gândesc. Mm-hmm.
Ai, nu cred că e treaba mea, dar jur că mă frustrează poetul cu spamul lui de marele turneu acele. Ai fost atunci la acele, la prima ediție? Nu. Ah, a început, ne-au zis să fim acolo la 10, plătăm așa, la un mic cert până încep ăștia. Ne-au zis să fim la 10. Am fost acolo la 10, ne-au ținut în fri vreo jumătate de oră, ningea afară, frumos, toate alea. De data asta e Banașenu, nu el mai lasă un nou skill. Deci, Arbon Classic. Da, Jana, targeted banul. Bun, Jarvan banat, Red Bull-i nu mai are first pick-ul, deci nu-și poate lua Jarvan-ul și nu vrea să-l aibă, nu vrea să-l aibă adversarii. Lolo, probabil main-ul Haruan, trash support, dar nu-mi place să zic trash support. Red Bull-i pick-ul în care are cel mai mare încredere. Isenu care joacă de când a apărut? Da, de când a apărut. Are cred că 400 de jocuri pe Isenu ăla. Să vedem ce alege Inac. Interesant, tare contra lui Lulu. Da, asta o să zic, dacă e acum Scorpion, Sivir, i-a terminat tot botul, pentru că tare nu e chiar așa de grozav contra Lulu, pentru că Lulu poate să facă poke și kite. Scorpion decât să nu și-a un AD care foarte, îi se poate face zone ușor cu stun-ul tare. Da, nu ce amezi de el. Care are eu. Și cu Q pentru poke l-a cam terminat pe Taric.
Bun, și Jungler, din nou, zombie alege... să nu cu jocurile, da, din nou zombie alege Now Gives. Varus... de către Stârnac, respectiv Werewolf. Și Kha'Zix-ul pe care se gândeau să-l ia de când era picul unac. Nere n-are un teleportul, deci... sau... nu. Gata, nu mai grăbesc să vorbesc până nu se intră în faza de acele 3 minute. Că schimbă des. Acum mai trebuie ales mid-ul și topul pentru next. Păi Elis Mid ar fi interesantă, dar nu spun mai multe până nu dă rochii, nu? Imposibil, Ezreal top? Sau chiar Caitlyn top? Bun, cert e că vedem din nou acea componență cu doia de carry. Și Elise Mid, care este un pic foarte... care ultimul patch a făcut-o pe Elise mai slabă în pădure și top, dar mai strong pe mid. Pentru că i-a luat rezistența din Spider Form, dar i-a dat buff la rațiile de AP. Făcut-o mai strong pe AP. Să vedem un pic. Fen ar fi un pic... interesant, pentru că are probabil 6 ceva sustain. Și el, exact fel. Chestia care cam trebuie contra lui Elise, care are damage constant. Mi-e tot de flag mi-acide. Sigur, Shalke. Bun, și acum nenea DJ va băga puțină muzică. We'll be right back.
microfon, muzica scoasă, mă aud. Și să începem, observ ceva deosebit, da, tare ping, glumeam. Așa, la skin-uri, 1, 2, 3, 4 pentru Next și 1, 2 pentru Starnet. Ca și seamănă, sperul absolut nimic deosebit. Se pare că vom avea, avem double AD carry, dar avem AD carry pe mid. Și Laura a mai jucat odată chestia asta de-a lungul turneului, ori contra lui Prime, ori contra... Da, contra lui Prime, pentru că contra lui Undecided n-au jucat. Nu s-au prezentat Undecided, a fost la masa verde. Și a ieșit chiar destul de bine Ezreal pe mid. Nu Ezreal la P, ci Ezreal Blue, cu acel build de cooldown reduction, cu Gauntlet-ul. Gauntlet-ul și Mana Mirror. Sunt curios cum o va juca pe Elis, dacă o va juca mai mult spre AP sau mai mult spre tank. Se merită destul de mult acum spre AP. S-ar putea să-l putem jucând half and half. Vezi mult acid. Pentru că îl au doar pe Nautilus melee. Da, Ryzes pe top, ca zic, este mid. E interesant, Mind. Mai MCRT care este rolul de, care este jucătorul de mid, joacă pe Ryze și Merene care este jucătorul de top, joacă pe Kha'Zix, doar că Kha'Zix se duce pe mid și Ryze pe top. Merg de singur ambii, pe ambele roluri, nu este o problemă. Red Bull te distrezi tu făcând flotări într-o mână, dar ăștia nu te lasă. Ăștia e răi. Un ward în tufișul de la Retur pentru controlările din pădurea adversă. Nimic altceva interesant. Un ward pus de către Taric. Peste perete era frică că s-ar putea să fie în acolo echipa Next. Scorpion și cu Haron pregătiți să facă golemii. În timp ce Ezreal și cu Elise fac lupi. Interesant, Varus și cu Taric fac lupii. Își termin din moment ce au un suport mai tanky în persoana lui Taric. 672 HP. Joacă cu ceva, cred că joacă cu chintesențe de HP. Da, cred că are ceva HP pe el. Zombileu și-a terminat redul, dar a luat foarte mult de miști, deoarece a fost numai Lulu acolo să-l ajute. Kate s-a dus direct pe, pe lane pentru a face acel level 2 foarte rapid. Elise de asemenea a făcut 2-ul foarte rapid pe top. Oricum foarte rapid, față de Ryze cel puțin. Aș încearcă să folosesc cât mai mult acest avantaj de nivel. Cam o simt să încerc foarte scuze, dar aveam speaker-ul pe mute, dacă ai zis ceva în ultimele 2 minute, te-am auzit. First ban de top, foarte frumos, Elise a profitat de la început de acel avantaj de level, i-a dat Hărăs, având level 2 contra 1, Ryze, a stat foarte mult până să facă 2, nici măcar acum nu l-a făcut. Și, i-a dat Elise, ce să zic altceva, deja Elise level 3, Ryze 1. Dă teleportul pentru a ajunge repede pe lane. Pentru că dacă s-ar duce pe lane cu level 1, Elise cu level 3, jumate, aproape 4, ar fi gata tot. Două pincuri în tufișul avansat. Tufișul avansat pentru... Ezreal pare să câștige
Nidul, cel puțin în foc destul de semnificativ, conduce acum și cu 9 gripi. Red Bull e un gang la spate, da, este și Nautilus acolo. Red Bull nu are acum nici safeguard-ul, nici Q și a ratat. Nu, greșesc, Nautilus a dat. Ah, Ezreal a dat acolo flash-ul pentru a fi foarte sigur de kill. Și deja 2-0, diferență de 900 de gold, mult pentru minutul 4. Încearcă ca zic ceva acolo, dar... Nu, un da, târg... A reușit să-l omoare pe Nautilus. A reușit să-l omoare pe Nautilus, dar un târg în general prost pentru cei de la Starnet. Pentru că da, a luat un kill, dar ceilalți au luat un kill cu un assist. Bine, acum te poți gândi și din, asta e din perspectiva goldului, dar din perspectiva junglerului e bine pentru că l-a putut pe Nautilus de greutatea de a duce acele buff-uri. Dar nu a putut plece cu ele, deci s-au dus în bani. Rai, deja fără mana. Elise o dă destul de tare. Pot, pare să meargă cât de cât bine pentru cei de la Starnet. Varus câștigă în folk și conduce și în 4 creepy. Bine, nesemnificativ. Dacă ar putea să ia un kill sau să câștige lane-ul, asta și aduce echipa înapoi la egalitate. Vedem acolo un gang, fața lui Nautilus, cei de la Star nu mai aveau ward-ul. Flash-ul folosim partea lui War. A jucat foarte frumos aici acolo când s-a băgat în fața lui pentru a bloca Q-ul. Au scăpat apoi datorită șmecheriei aia lui Tari. Bine, dacă nu vrea Nautilus și murea Lulu, bine, acum trebuie să ne gândim că a fost și bait. N-ar fi luat damage-ul ăla dacă nu știa că vine Nautilus. Acum are câteva probleme. Un zombie este urmărit de WoW și Red Bull. Dar cred că reușe să scape. Nu mă prea tank pentru că damage-au momentan. Cu ajutorul turnului. Iar a reușit n-a skill să-l omoare pe Mind. Vreo 60% HP dintr-un burst. N-aș vrea să termine așa. Red Bully, ce faci? Ce mai faci? Reușește să scape fix la mustață. Îl dă safeguard-ul pe acel ward. Când dă și Nautilus Dredgeline. Sper că nu am ratat numele. Da, Dredgeline. Cum zice și zombilor, ce îți mai place așa urma? Bun, cum ziceam, sper să revină cei din Starnet. Nu neapărat să ia jocul, dar nu vreau să fie stomp începând cu minutul 4. Măcar ultimul joc al turneului să fie ceva interesant. Nu voi cita ce a zis de pe chat. Și sper că pe stream nu se vede chat-ul. Da, pe stream nu se vede chat-ul. O decizie înțeleată. În farm, Ezreal conduce cu 20 de creep. Top! Raz chiar conduce cu 2 creep, dar Elis conduce cu 2 kill-uri, care sunt puțin mai mult decât 2 creep. Da, cum ziceam, a făcut-o din prima AP și a făcut Haunting Guys chiar înainte de a-și lua buții. Sau orice altceva. Ca și AD, Varus conduce cu puțin 3 creep nesemnificativ. Dar se scude că destul de bine pe lane, ținând cont când de acel gang al Nautilus, pe care, cum spuneam, a scăpat foarte frumos la pe lutari. Ryze pare să-și fi revenit, dar pe final tot cred că va pierde. Da, cum o juca din partea lui Laur pe mid cu flash E pentru a-l termina pe MRN.
care nu avea și el flash-ul. Irene va avea flash-ul în vreo 15 secunde, în timp ce Laur de-abia în... Ia, 255 sau 300. Da, 255, acum 230, dar nu-l va ajuta prea mult, nu va fi de flash și ceva. Acum încearcă Red Bull în play pe mid, dar nu te privești la fel de bine cum a plănuit inițial. A încercat el o șmecherie, dar nu putea singur și la câte puțin damage are deocamdată față la cât de mult damage are la un deocamdată. Oh, foarte bine jucat acolo din partea lui Red Bull. Ok, retrag cu minte, l-a jucat foarte frumos fața. Da, a jucat foarte bine acolo. Laura a folosit Arcane-ul cu 0,5 secunde mai târziu decât ar trebui. De genul, după cum vezi, Ryze a chiar a început să-și strige top-ul, iar cu dezavantajul ăla de 2 kill-uri. Aproape a omor-o pe Elise, a fost nevoit Elise să-și folosească flash-ul. Pe bot, Varus încă se ține bine. 0-0-0-88 de creep, conduce cu 15 creep acum. Se va reduce puțin diferența acum cât timp se duce Bert și Caitlyn tocmai ce a venit pe lei. Începe să curețe zona dragonului, pune acum un ping Lulu. Laur deja își permite să facă zone. Ca zic, se poate băga în spatele creepilor, vezi? Da, nu voi cita chat-ul. Nautilus la un gang, dar nu cred că și-a ales chiar cel mai bun moment pentru că Kate impușase. Dar Taric și cu Nautilus nu au ward pentru că a fost curățat de acel ping. Dacă asta ar... să-i fac aici bait, un bait foarte frumos din partea lui Fero. Vine și ultima trezirea, dar nu este nimic. Ultima, dar foarte din partea lui Warwolf acolo. Și din nou Taric îl scapă. L-am și un kill. M-a rus și mai iau și un kill împreună. Foarte frumos joacă botlane-ul celor din Starnet jocul ăsta. Acele cu intru de viață, să-și spun cuvântul. Să știi că le-au salvat de două ori. Bine și Lissin, dar nu are ce face. Maxim o postie. Era pe punctul. Ea nu mai avea mana. Da, dar avea un turn mare și frumos. Se va duce. Și cred că aici va muri și Fero, dacă vor continua. Dar... Și a pus atingă. Oh, foarte, foarte frumos jucat de către cei de la Starnet. Între timp a murit și Raistor. S-au coordonat foarte frumos cei de la Starnet, dar a fost discat ce au făcut. Chestia aia se putea transforma lejer în double sau triple kill. Am fost la limită. Oricum, ușor, ușor revin. Da, îmi place că și-au revenit în joc. Cum spuneai tu, între timp am uitat acolo, Ryze își folosește din nou, a doua sau a treia oară, cred că a doua, oară teleportul pentru a merge pe top, nu l-a folosit deloc pentru a merge la Rom sau ceva. E greu să-l folosească, pentru că ar pierde turnul. Nu poate pentru că pierde topul, el dacă s-ar duce o dată și nu i-ar reuși, da, exact. Gata. Ar fi extraordinar de mult în urmă lui Elise. Aici cred că l-o va omorâ iar. Ah, acel cooldown pe Q. Și dar s-ar putea să-l omoare cu ultima, da? Ah. Cât de aproape a putut să fie Chevalier acolo? A condus cu 10 clip raise. Bun, acum e rândul Taric să pună ping la dragon și să curețe ward-ul Lulu. Target marked. L-a lăsat însă pe Varus singur pe lane, care nu prea știu ce să fac 1 vs 2 și a luat mult mai mult damage decât ar fi trebuit.
Din nou văd acel locket pe jungler, tot pe Elisin. De fapt, Porelul a făcut acel locket, dacă nu greșesc. Sau... Nu mă pronunț cu siguranță, pentru că nu mi-am aminte 100%. Da, l-a făcut pe Jarvan, meci trecut. Nu mi-aduc aminte de un locket pe Elisin, dar da, e posibil dacă ai fost atent la chestia asta să-l făcut și pe Jarvan. Acolo un... Să încearcă un scârmiș bottom, folosește vorul și un atac apare și un wow. Exact ce le trebuie, bot e punctul lor strong acum în Genie Skynet. Chestia trebuie pujată la maxim, să fie făcut varus foarte strong și skating foarte slabă sau cât de slabă posibil. Aici s-ar putea să mai și un zombie dacă reușește care să ajungă la primul stand. Și Chevalier e destul de aproape. Ne-a murit. Îl omoară pe Laur, e dragonul. Mai trebuie un singur rem. Foarte, foarte bine jucat. E chiar de aplaudat pentru că s-au colorat din nou foarte bine jos aici. Da, s-au colorat foarte mult ce nici Kainer scotă la... Începând de la un mix scrim la cât? La triple. 3 kill-uri pentru 0 plus dragon. Da, bine. Și au revenit acum chiar... Au preluat un lead-ul. La gold? Sunt cu 800 de gold în față. Și foarte multe dintre acele killuri sunt pe Varus. Cum spuneam și meciul trecut, distribuite... Sunt distribuite destul de ok. Da, 15 Varus, 2 pe Kha'Zix. Ryze stă destul de urât momentan, dar după cum ai văzut nu e chiar în situația în care... Oh my god, no damage, Elise o fed. Pentru că dă destul de bine și Ryze. E adevărat, dă mai mult Elise, dar nu e o diferență colosală. Da, nici în caz nu ca diferența de meciul trecut dintre Shen și Kennen, unde Kennen chiar nu mai avea ce să mai facă. Exact. Foarte mult damage acolo a primit pe support și cred că va și muri. Da, și Taric va ajunge la timp și va muri și Feral Scorpion dacă... Aiurea, nu te bați cu Varus cu 5-0? Acum două zile dădeam două chiar cu Pasternak și tot așa. Niște adresați s-au fost pe Vântulul cu el când avea 5-0. Da. E Iurea, lumea crede că dacă se bate 2-1, gata, suntem 2 gengi, 1-ul bani. Dacă are 5-0, nu-l bați. Aia mișto că sunt outnumber, level 3. Red Bull, Red Bull este chiar. Ah, un flash. Foarte bun bine pe lăsit acolo. Red Bull, nu te duce. Nu te duce, nu te dezamăgi de echipa, ți-ai dezamăgit echipa. A rămas mult prin zona. S-ar putea să moară aici cu un Varus. Ce bun este un ward atunci când nu-l ai. Corect. Da, acolo dacă ar fi avut un ward exact în brașul ăla de superior, cred că ar fi putut Elise să-i omoare pe amândoi. Bun, nu numai că și-au revenit în joc, dar chiar au preluat conducerea. Și chestia asta e în mare parte datorită botului. Jocul ăsta Pasternak a jucat net Pasternak, bine, Werewolf. Da. A jucat mult mai bine decât Scorpion jocul ăsta. Jocul trecut a fost aproximativ la egal. Dar Scorpion a avut mai mult ajutor din partea restului echipei, așa că și-a câștigat lane-ul. A venit grea grasă. S-au dus, el a avut buff-ul de a se duce kill-urile pe la el. No, din păcate, meciul trecut s-au dus kill-urile la Jarvan. Să vedem un mix mai 2 la... Inițial a luat mai bine, a fost prins acolo Mr. Wow. De zombie acolo. Da, nu știu dacă a planificat să-l tragă exact în raza turnului. Nu, nu s-a gândit că îl prinde raza turnului, că îl prinde. Când a văzut că l-a prins raza turnului, bă, mișto ce bun sunt. Da, frumos de tu cu flash-ul. Știa că n-o să-l omoare. Dacă apucă Varus să-și dea ceva lifesteal, poate câștiga să facă din nou kill. Da, și aici ai o fază.
DC nu dezamăgi echipa cu Relului. Bun, cum spuneam, Varus a apucat să-ți dea live, stie lângă două bucăție full. Ultimate din nou pe Feroz Scorpion, nu s-o foarte bine de Warwolf. Puta, nu stand acolo. N-a mai stat la discuții, direct pe ei. A forțat și ultimata și flash-ul. Ultimata lui 1, flash-ul nu îl poate. Și are și un cooldown destul de mic pe ultimata Varus pentru ceea ce face. Va încerca acum să ia turnul. Și dacă va avea ocazie de slow ceva, va sări mea. Da, zombie acum cred că ar trebui să se concentreze mult pe bottom. Trebuie neapărat să-i luaște pe Pharaoh să își recușige lane-ul. Da, dar știi că e jmicheria, e dacă se focusează pe bot, își revine Ryze. Că parmează. E un mic paradox aici. Se duc top, continuă Jarvan să-și câștige lane-ul. Se duc bot, își revine Ryze. Acolo Chevalier va muri. Min. Frumos bot-ul. Dar va muri. Da. A fost foarte dramatic acel târnăcău pe care l-a primit în cap, slash ancora. De ce tu, Red Bull? De ce? Ok, a folosit acolo foarte bine ultima ta. Nu cred că mai au cum să-l omoare acum. A primit și urmări. Da, n-ar fi trebuit să ajungă în situația respectivă. A încercat zonul de mică jmecherie. Îl mănâncă în cur pe Red Bull-i, îl mănâncă tare. Da. Inevitabil. Ah, un misplay din partea lui Taric aici, a pus wardul și apoi a luat o mică pauză. Nautilus like a boss. Și Nautilus signing out. Da. Probabil o să-l trebuie pe Ryze, dar nu să mă dai că... Din nou mid acolo, vedem un engage. Tartea acum... No, foarte bine a tankat acolo Taric. Ultima ta în Caitlyn. Dar din păcate și-a folosit Warwolf, flash-ul și bariera. Taric își joacă foarte bine rolul de mid shield pentru Varus jocul ăsta. A blocat cam tot ce era de blocat pentru Varus. Dragono a apărut, acum a zis tot timp fight acolo. Dar cei de la Nex nu cred că vor să-l mai pierdă și pe acesta. Pentru că nu vor să-l pierdă, vor să-l ia. Cinci cenți că Lissin se aruncă. Valiant effort. Ai zice că primește push pentru efort, dar din moment ce a murit și n-a luat dragonul, nu știu. Dar... Un skill este foarte agresiv, folosește jump-ul și acolo Mine este prins de Feroz Scorpion care a prezis că va da flash-ul acolo. A dat flash-ul bun, dar s-a trezit cu surprise backstick de la Katie. Este perete. Și uite așa se pierde avantajul, pentru că a sărit Red Bull, ia iurea acolo la dragon. I'm Red Bull, I'm skilling. Not. Da, un throw după alt throw. Dar din nou este echilibrat meciul. De fapt nu cred că a continuat vreodată să tindă mult prea mult în partea o, spre o anumită echipă. Echilibrat de la început, da. A condus puțin Nexul atunci la 4-1. La început, când era minutul 4-5, ceva de genul ăsta. Dar așa a revenit atunci play-ul ăla de pe bot. La farmea să uităm o secundă, Lulu 17 creep, o grămadă. Așa... Interesant de menționat, cum ziceam, Ryze a stat top ca să își revină așa farma, conduce acum cu 40 de creep. Bine, ca și gol, tot e în spate, pentru că el are 5 kill-uri, dar tot așa zic, de farm și-a revenit. Conduce bine, 40 de creep. Nu, pe Ryze îl lasă rece, el stă acum, își farmează golemii, topul, trebuie să-și revină în joc. Pentru că dă până puțin ca Elisa.
Varus n-are treabă, cu tot cu turul se bate cu Caitlyn, dar nu-i... Dă-i cu fuga, bre, dă-i cu fuga! La fata e super tare, știe că poate să o omoare pe Caitlyn, dacă vine acesta, da. A fost elementari, da. Și intens, intens, bătălie între Varus și Lulu! Și Lulu câștigă... Nu, Tyrex s-a săturat, a dat flash-ul, o să mori, pac. Și pe la 16, din nou, conduc un kill chain de la Starnet. Un câine vesel ai prin o bradă. Da. Îl și văd, nu de la mic, de la trămut. Nu corne de idee, aegis terminat. O chestie destul de importantă, la cât AOE au cei din... Neapărat AOE, da. Multe skill-uri de damage, adică dau mult, bază de Ezreal un Q, bază de Caitlyn un Q, bază de Lulu un Q, ba mai bine Elise îți dă o flegmă. Mult damage de genul ăsta cu cooldown mic, constant. Dacă de fi dat Elise, m-aș aștepta și la un Runic Bulkort cât de curând. E adevărat că nu-i full AP. Da, 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 a transformat o situație nasoală într-un într-o situație foarte bună pentru ei. 1 pentru 4 a terminat. Triple pentru Caitlyn, dar aia a fost toată faza lui Laura. El a făcut kite-ul, el a dat damage, el a dat slow. Nu mai dați mă surrender loserilor, e 12, e 20, 18 în ultimul joc al finalei. Unde vă grăbiți să luați bătaie? Din nou un surrender vote, 2 pentru 3. Același procentaj, un 2 de la Starnet care chiar vor să ia bătaie. Sper că nu m-a auzit Schalke, că imediat nu mai critica jucătorii. Vedem mid, este real. Spam-ul acela de ultim, 40 secunde cooldown, ce nu ar folosi eu pentru farm. La cât de mic are cooldown-ul pe ultima ta cu Ezreal, cum ziceam, e Blue Ezreal cu Gauntlet, Mana Mune, item acela de Jungler, Spirit of the Elder Wizard care a intrat foarte repede meta la Ezreal AD de când l-a jucat numai așa oricum un jucător ăsta profesionist. Și cu Q pare ultima dată aia poate își permite să o dea des. O să zic l-au prins pe Mr. WoW și se-și folosește într-un dat pentru a scăpa foarte low oricum, nu cred că va mai putea intra în lupta. Nu, am făcut engage pe repede. Uite-te cât de mult dă MRN. Ei dacă stau la pau, îl așteaptă pe MRN să dea damage frumos, euri, ar câștiga. Dar se grăbesc. S-ar mult prea repede. Uite, acum a apucat Kazikul nu mai mult de 3 euri. Și asta i-a oferit triple kill lui Ezreal. Ia baronul. Baron, be a hero. Nu. No. Uite, s-a întors roata fix. 1 pentru 4. În favoarea celor din Starnet. O variantă destul de riscantă aici, baronul. Dacă le iese, sunt un avantaj destul de bine. Și nu mă refer la gol, ci la buff de baron. Da. N-au mai încercat Elise vreo șmecherie.
ar fi avut o șansă să ia un kill, dar nu cred că e o prea din baron. Acolo a fost... Iar s-au grăbit puțin cei de la Next Please. S-au grăbit iar acolo când au făcut acel engage aproape de turn. Ești în urmă? Tu la ce minute ești acum? Nu, spuneam, momentan sunt la Dragon, cei de la Next Please și cei de la Startup au făcut baronul. Nu, spuneam că la faza respectivă au pierdut atât de mult pentru că s-au părut că s-au grăbit acolo, dacă s-ar fi retras puțin. Nectul trebuie să se grăbească. Cei din Starnet nu trebuie să se grăbească, pentru că au pe cazii cu focul. Nect trebuie să se grăbească să intre înăuntru cu Nautilus Elise. Bun, până una alta, Dragonul, una alta, vedem. 3 pentru 4, pentru 1, cred că e Ace. Da, e Ace și asta s-ar putea să se ducă în focul 3. Nu am nevoie de creep, iau turnul manual, dar când îl eroi. Da, două turnuri. Cine a luat dragonul? Da, Ezra a luat totuși dragonul, e dragonul pentru next. Nu că ar mai conta așa de mult acum la minutul 30. Profităm, profită bine de buff-ul de baron. Din Starnet. Na, au fost prinși acolo cei de la Next, destul de urât. Când am spus acolo că s-au grăbit, m-a referit la faptul că au primit, mie mi s-a părut acolo că a primit destul de mult damage de la turn zombie low în acea poziție când s-a dus și a vrut neapărat să-i prindă. Nu trebuie să grad, dar nu în sensul de dive în niciun caz, da, exact. Da, nu, eu la asta m-am referit că s-au grăbit prea mult să intre în turn. Într-adevăr, sunt de acord cu tine că ar trebui să preseze engage-uri cât mai repede, să nu lase să le facă ca Zigspoke. Și nici Ryze, de altfel. Nu e tocmai Ryze problema de poke, că și cei din Next au poke, e Caitlyn, e Ezreal, dar cel mai mare poke acum... Fiind 5 vs 5, spun e ca Zicu, pentru că dă poke-ul și numește pe mai mulți. Și fiind Ezreal de pe mid, adică... Consider că are range-ul destul de stricat. Și dimensiunea, diametrul... Vrei conului. Să zici pe... Ai, strong, ăsta e rău până la urmă. Ești liber să-l iei, să-l banezi. Dar nu, așa este, așa este. Numai că discutam, sunt foarte puțini campioni care au un... au deschidere atât de mare pe o abilitate. Păi, de asta este ca zic atât de juc așa de banat. A dat poke destul de bun aici, Ezreal. Ultim, da, atins pe Ryze în bază, care vine însă cu teleport pe un warp, probabil și cu homeguard pe el. Da, da, din păcate am prins doar pe zombie. Care nu-i tocmai ținta în care vrei să dai. Acum cei din Starnet sunt în asalt. Am vrea să zic cât timp li se duce baronul. Ei, acum li s-a dus baronul, să vedem cum continuă. Păi tare, Ezreal, dă cu Q-uri aproape non-stop și nu-i se duce mana. Ăsta e puterea lui Blue Ezreal. Are și Blue pe el. Baron s-a pus prin surât acolo, dar echipa a strecut foarte repede să-l ajute. Da, și Mr.O a dat, deci, Marianu a dat foarte mult damage acolo. Toți patru, să zic mai degrabă, s-au repoziționat imediat pentru a-l ajuta pe Varus, care a fost printr-o poziție de urâtă. Și, oh, ce frumos a dat Red Bull acolo flash, safeguard, să salveze pe MRN. Panchează acum cu capul turnului de pe rând, primul turn luat, să vedem al doilea, dacă le-au pe ăsta e și inhibul. Pentru că sunt 5 versus 2, chiar dacă sunt low acei 5. Da, inhibul după bază. Bă, că de la Ezreal era atât de mult în urmă, nu? Și ai venit.
Nu că și-a revenit de extrem de tare. Chiar întreba unul pe chat dacă mai e viabil Double Road of Ages pe Rise. Mie nu mi se pare, dar se pare că lui Mindset mi se pare că da. Până la urmă, știi, e probabil de la match la match calitatea de HP pe care trebuie să o aibă. Depinde de jucător, de preferințele lui. În general, nu prea mai folosesc tactica asta. Să vedem, se întâmplă ceva, să am ce de zis. Ia să ne uităm pe farmă până una alta. Item e ceva interesant. Uite ceva interesant. Lee Sin are Runic Bulkward și tare care Aegis. Deci putem spune tehnica cu Double Aegis. Sunt oricum de acord, pentru că având atât de mult poke și Lee Sin și tare fiind cei 2 mili, ei stau în față și tanchează bucățile alea. Și trebuie să fie tanky. Păi nu se mai e. Da. Double Aegis e foarte bun. Se aplică bonusurile doar pe cei care efectiv au obiectele, nu și pentru cu echipieri. Da, dar un maxim de două. Maxim de două. Unul al tău, unul al altuiva. Da, exact. Să nu înțeleagă cei care se uită la noi că încă funcționează. Inițial așa era și a fost modificat de către cei de la Raya. Imaginează să ai bonusul la Aegis de 3 ori. Era. Sau să aibă toată lumea de două ori bonus. All day for this. Bun, gata nostalgicilor, să vedem ce se petrece aici. Vezi, nu ne mai ești așa de bine Pauco acum. Asta și ultima ta. Bine, oare destul de repede, cam ca lui Lux. Dacă nimește ceva Q-uri, chiar mai rapid ca lui Lux. A venit baronul și cei din stare nu prea mai stau la discuții, să duc ei pe el. Cei din next ar cam trebui să încerce să-i oprească, dar se prind prea târziu pe baronul. Până au ajuns ei aproape, baronul e gata. Moment în care cei din stare ne trebuie să continua asediul. Da, acum vor merge să ia inhibitor de pe bot. Dacă joacă cum trebuie, aici e jocul lor. Hai mă, încă o bucată, așa. N-am preferat să ia toate, să ia și al treilea inhibitor, să fie sigur. Nu, foarte safe, să ia toate clădirile. Foarte, mi se pare normal, ești în finala lunară și ești condus cu 1-0, așa joci. Extraordinar de safe, e tu ce poți. I-au dus până în bază, au două inhibitoare. Acum trebuie decât să pușeze topul, pentru că celelalte două lane-uri se vor pușa de la sine. Și cu ajutorul clipilor care vor ajunge până la urmă la turnul de pe Nexus, vor putea să ia al treilea Nexus. Și din trei nexus date nu-ți mai revin. Nu contează cine ești, din trei nexus nu-ți revin. Deci dacă nu cumva ai un avantaj foarte, foarte mare și ai pierdut la trei nexus-uri că ți-a deconectat cineva, dar nu e. Bun, aici invade, Elise își ia destul de mult damage, se duce în aer în siguranță, cum se întoarce, moare. Moare cineva de cea mai proastă țintă pe care putea să o aragă nexul, respectiv Taric, care și-a dat focul tot ce... No, urmează acolo Rise, dar nu vor reuși să o aducă. Nu reușesc. Este 2 pentru... Da, 2 pentru 2. Așteptam să vină ultima ta ok. Da, în timpul ăsta, Maria nu a dat cele două turnuri de la Merenu, wow! Merenu, wow! Mi-a și zis numai ce Marian. Am înțeles. I-a dat acum cele două turnuri și sunt într-o poziție foarte bună de a câștiga jocul de la Starnet. A găsit și ceva de luat acasă, respectiv rezul.
dragul meu luat singur de către Kha'Zix, oarecum evident, e minutul 39. De acum de la întopatul de genul s-ar trebui, dacă erau la egal cel puțin, să se simtă foarte mult acei doi adecherii. Evidentiezior Caitlyn. Acum sunt destul de mult în urmă și pe lângă faptul că sunt în urmă ca și eroi, sunt în urmă ca și Creed. Două inhibitoare se simte. Acum a revenit ăsta sau? Da, a revenit inhibitorul de pe Mid. Și obiectivul principal al celor din Starnet. Vor pierde în curând baronul, însă deci următorul asediu vor trebui să facă fără privilegiul buff-ul ăla. Care e semnificativ acum. Pentru regen mai ales. Foarte mult damage din partea lui Merne, wow. Da, de bine. Acum au ajuns la invaza. Mi se permite să-și iau un trap cu dinții. Face focus. Frumos din partea lui, l-a aruncat pe Scorpion fix în raza lui Ryze. Ar putea fi joc aici. Nu cred că mai au cum să-și apere Nexus-ul acum. Era să zic că fac dive la tururile Nexus-ului, dar nu sunt acolo. GG, frumos! Da. O finală frumoasă, cu niciun custom, niciunul dintre jocuri, jocul bune ambele. Și vom avea jocul 3. Bun, acum dau și-o puțin pe mute, cât timp începem următorul joc.
Nu știu dacă mă aud sau nu, dar Ban Jace pentru a treia oară. Shen, a doua oară, nu, niciun caz nu vor să-l mai lase lui Noskin. Unul dintre motivele principale pentru care Next a câștigat primul joc. Iarăși, Shant. Thresh, un ban clasic. Pentru a treia oară, Janna. Niciun caz nu vor să-i lase lui Bezjana Troll EU. Sau Nakalajoki, cum are Nicu aici. Și ultimul ban, Jarvan. Să vedem first pick. Vom vedea, merge și suport, merge top, merge mid, merge pădure. Numai Aden am văzut-o. Hazel se selectat, să vedem dacă va juca. În primul rând să vedem dacă dă lock-in și după dacă joacă Scorpion AD sau se duce Laur din nou pe mid și joacă Blue Ezreal. Mid Ezreal a ieșit foarte bine, alta a fost problema pentru care a fost pierdut jocul respectiv. În niciun caz mid Ezreal. L-a ieșit foarte bine. Senjoani, un pic destul de comun la momentul actual pentru CC, slow away, stun away de altfel, un pic foarte bun. Să vedem cu ce răspunde Starnet. Rândul Red Bully nebunul, după cum se aruncă la dragon și merele. Și să vedem din nou Lee Sin, picul care se simte cel mai confortabil și care l-a jucat cel mai mult. Și Red Bull-i va alege emoții, tobe, ca suport Taric, din nou, play și chiar foarte bine contra acelui Lulu. Și Red Bull-i ne ține în suspans, Lee Sin. Da, a făcut niște faze mișto și în mid și în late game early, da, cam scârțuit, dar cum zici, mai ales pe late, a făcut diferența cu două flash-uri și ultimăți în spatele lui Caitlyn, ducându-o în raza lui Ryze. Nu e o problemă. Probabil o să facă cei din Starnet sau cel puțin ar trebui să facă double runicum pe Tile și Lee Sin logic. Dar nu e tocmai o problemă ca double AP, cum nu e nicio problemă când există numai AD. Nu e ca și cum AP-ul contează mai ușor decât AD-ul. Nu. Concept înțeles, e greșit. Cum 5 AD nu e prea mult, nici 2, poate către 3 AP nu e prea mult. Da, poți să bagi o melodie până începe, cum ar trebui să-mi trimite jumătate.
De data asta cred că va merge mid și Elise va merge top. Dar vom vedea. Am văzut și surprize mai mari. Da. Data trecută a reușit să joace de atât de bine încât să-l bată pe lane ca să fie nevoie să-și folosească teleportul pentru a se întoarce pe lane. Și astfel a preprimat presiunea aia de a se duce pe alte lane-uri. Dar dacă nu-l bate el pe lane destul de urât, el poate să duce teleport pe alte lane-uri, care e o presiune foarte mare. Bun, ca și început, Elise din nou cu Flasco pentru a spama Flegma. Ia să vorbești civilizat, cum îi zice la Flegma. Neurotoxin. Îmi pare, e prea complicat, continuăm cu Flegma. Bun, ceva acțiune level 1, s-ar putea să întâlnească cele două acțiuni. Poartă acolo pentru returi, să-l vadă când intră. Un clasic foarte util.
dar mă așteaptă să văd dacă vine cineva, nu o să vină să înjoană să înceapă la Red și probabil să le iau. Se va da. O să-i lasă în pace. O el vrea Blue. O să așteptăm să intre într-un fish. Nu o să intre pe el alu. Ar fi stupid. O să-l aștepte pe top să urce. Să ducă pe top. În momentul în care o să-l omoare și o să ia Blue. Un switch foarte inteligent ca să nu fie de timp. Puf! Și kill foarte bine plasatea de Kerim. De asemenea, foarte inteligent switch-ul, l-au dat pe Elise ca să nu pierdă timp de Ethereum, să se ducă pe bot. Ai pierdut mult timp. A dat hăreaz bun pe Midisandra, dar a pierdut foarte multă mana. Bine, joacă pe full poțiuni, deci și-și poate reveni. O decizie evidentă, dar... Asta... Ia să-și pă puțin focovorul. Da, a rămas un creep mic la blue. La blue celor din next. Chestie care va deranja respawn timer-ul. Și a destul de mult hărează pe top. Este nasol pentru că Vladimir nu poate farma prea bine sub turn. Varus poate să-l puneze foarte ușor sub turn. Și Vladimir are 8 pic. E adevărat, nici Elise nu a luat foarte mult, dar pentru că nu a deratat destul de multe rescue-uri. Vladimir chiar nu avea ce să facă în situația în care se află. Se joanică de foarte mult timp aici, încearcă să ia turnul ăsta pe bot. Dacă nu o să reușească să ia turnul ăsta de pe bot, cred că a fost bine. Da, în schimb o să ia cei din starele turnii primii. Red Bull-i... Da. Vinde. Nu spun nimic că după îmi zici să nu jignesc cu jucătorii. Să nu fiu negativist cu jucătorii. Acum grozav ce ai cu Red Bull-i. Ar fi luat pe botul în acela și bot foarte n-a să veniți. Bine, acum cu ambele turnuri căzute, ambii topări, sau de fapt să zic bruzer, pentru că nu sunt chiar topări, o să poată să farmeze destul de bine. Da. Nu,
Păi da, cum a spus și la început, ei nu au făcut chestia asta pentru a-i da un avantaj de echipă sau ceva, ci ca să poată să stea 4 în dupișul ăla de sus. Pentru că dacă n-ar fi făcut switch, trebuia să se ducă de ușii sus. Ai văzut doar 3 în dupișul ăla, că sau ar fi pierdut foarte mult timp. Așa că au zis să stea 4, să se ducă până la top, până la zbor. Apoi AD-ul se poate duce foarte repede împreună cu suportul pe top. Rămânânca tare cu... Dragon Fury a organizat din partea celor de la Starman, dar ce-a făcut Rise acolo a fost un inutil, nu trebuia să moară. De ce s-a întors? Dar ce crede el că o să facă dacă se întoarce? Ia 2-3 crit în plus, a riscat să moară pentru câțiva crit? Da, asta a făcut, dar nu poate face. Dragon Fury are bani. Si! Oh! La mustață! A tras mă o situație în care nu o bătaie într-un bait. Pentru că la început nu a fost bait, la început doar își lua bătaie. A fugit, a așteptat cu bariera și cu flash-ul. I-a spus lui Lee Sin pe Skype, bă, vină încoace că-mi iau viol. Ăla s-a repoziționat, a păstrat bariera și flash-ul. L-a dat în așa fel încât să-l momenească pe Scorpion. Scorpion a mușcat la crapul la pescătorie. Și a uit. L-am umit asta zic, pentru că el dacă dădea din prima flash și barieră, scăpa, dar Scorpion își dădea seama, nu-l pot prinde, am plecat. Așa l-a făcut să vină el. Asta trebuia să vină direct așa, flash, nicio șansă. Dar aici nu contează cine era, putea să fie Cakes, putea să fie Uijau, murea la faza asta. Bine, probabil nu se afla în poziția, dar din poziția aia curea. Și pe lângă faptul că în momentul acela dacă este să se bată, Ryze mai tanking, dar Lissandra are mai mult damage. Ceea ce într-o aducere liberă înseamnă că dai din fundul grădinii. Asta zic, cam câștigă trade-ul ăsta pe plus 7. Nu scapă, are și exotul pe... Pe tare să scapă. Conduce next la kill-ul, dar dacă te uiți, conduce cu 300 de gol, conduc cu 300 de gol cei din Starman. Da, e foarte strâns. Datorită dragonului e diferența aia micuță, acum. Că i-au luat și la farm și la kill-uri cei din... Ah.
un luat, normal, este domnul Missandra. Are pe Ryzen. Barul s-a decis să dea cu o săgeată prin copac să vadă de mai multe. Nu, de pe amant. A ratase primul Q. Dacă nimerea primul Q, ar fi mers și ar fi dat ultima altă, era moartă Lisandra. Așa nu. Și dacă nimerea al doilea Q, degea o primit. Lisandra se ducea cu Q-ul. Avea și plus chiar. Nu, nu o să moară, îmi mai trebuie un combo și ceva. Ete sunt propune mai. Frumos. A făcut perfect ce putea din faza aia. Pe omul și-a scăpat. Ar fi murit, dar a salvat Lissin la timp. Trade aici, Varu Sezer. Frumos a jucat pe spânac, adică Werewolf. S-a ferit de două, dacă nu trei Q-uri al lui Ezreal. Și a câștigat scrimul 1 vs 1. Și acum cu Ezreal mort și fiind în poziție Starnet, au șansa de încă un dragon aici. Vor pierde funde pe top după ce Vlad cu sânge în el se pisește. Ne le rodează pe debiscul. Ai rodat, da, titlul, nu? Încearcă din nou Red Bull, în exact aceeași poziție să vină, dar din păcate aia pentru el, din păcate ar atac eu primul punct. Încă mai e o surpriză, după te poți feri că știi că e acolo, dar tatăl nu știi că e acolo. Da, dar stai ne dau avantajul. Da, deja aproape 2000 pot. 1700 mai exact. Nu, nu, nu dau concluziu. Diferență mică, 1700 gol de bine. Urmează întâlnire generală timp pe mine. Bine, toată lumea. Și să vedem dacă nimerește acel primul Q. La nimeni. Da, instant. Au prins acolo combinația cu Serjoani și Lisandra pe 3 persoane. Două instant unde abia mai scăpat. Nu pot permite să stea în grupulețe de genul ăsta 2-3 nici. Să pe 5 părți. Nu trebuie să stea în lângă altul. Trebuie să stea dispărțit, foarte dispărțit. Good.
Da, dar ca și team fight, dacă se decurge tot așa, cei din next au avantajul. Au acel Taoe, Pape, Arten. Vladimir. Toți au un damage away și ultimata lui Ezreal. Toți au ceva, dacă prinde Senran ceva, toți au cu ce să dea cu toată lumea. În schimb, cei din stane trebuie să prindă pe cineva, pe unul, doi și să le dea un sniper. Prindă pe 1-2 așa și după continuă timp fai cu 5 vs 4, 5 vs 3 și așa câștig. Este un avantaj, Varus a jucat mai bine, deci ai fost acolo și la 1 versus 1, Varus a jucat mai bine, a dat-o pe el. Joan i-a ținut până acum în joc. Și dacă e să le câștige cineva jocul, pentru timp ai ceva, se joan ea. Sincer vorbind, acum au stat până acum, dacă vezi, de 3 minute sunt toți pe mid. Da, aproape, se mai duc din când în când pe bot, pe top, să iau un wave de creep, dar restul stau toți 4-5 pe mid. E nici prea am nevoie de... Extraordinar de pro jucat, acolo s-au aliniat 4 în ultimata lui Lisandra, 4 au stat acolo. Da, din nou zombii meu și Lisandra cu puterile lor înghețate au câștigat timp acum. Pentru că nu se poate abține. Acum trebuie să stea în spate, trebuie să stea în spate, să treacă baronul și să se prindă și ei, că nu trebuie să stea unul în altul. Neapărat un adept al never surrender, este o situație când ai 30-0, când poate n-o scrie. Era o diferență extraordinar de mică, aveau toate șansele să... Are nicio treabă, o scapă. Mai ca acolo 7 secunde bune s-o omor. Nu, nici așa nu se bată cu ea acum, ei își iau 4 vs 5 fără baron și încearcă acum 5 vs 5 cu baron, ok? Trebuie să aștepte,
să treacă baronul și apoi cum spuneam, să prindă pe careva. Sau să facă un timp foarte bun, să stea foarte despărțiți. E puțin cam greu gândindu-te că Lisandra are stilul de repoziționare care are o rată mare și ultimata care o poate folosi set target, se poate invincibilă. Se va limite pe ea și pe cei care sunt lângă, deci dacă e să facă focus pe Lisandra, aceeași chestie, stau împreună fix lângă voi. Sunt destul de frumos reușit în partea lui Israel. Cred că-i pot opri aici la turn. Da, e un avantaj. Scuz că când iau o chestie și creion să nu trebuie să o compun să fie de aici. Trebuie, cei din starne tot nu se prindă, nu trebuie să joace așa. Stai împreună, împreună stai despățit, în al doilea rând nu încerci să te bași cei de suțin, trebuie să lasi turna să cadă. După să încerci să prind pe careva o position, niciun caz să încerci să te bați așa. Bine, acum pentru Next, dacă nu fac mai multe gafe, e o formalitate terminarea acestui joc. Adică nu te-ai auzit deloc tot timpul. Am arătat ca un chistu, vorbeam așa singur. Adică mă mai și adresam cuiva. Acum s-au dus de pe bon, joacă totul safe, ori pușau toate lane-urile. După ce vor lua turnul ăsta, până într-un început vor încerca de al treilea turn de pe bot, dacă nu se poate să ia al doilea turn de pe... Nu mai am ce să zic, impactul Tower de la singur, vor dispărea de pe hartă. Nu, n-au reușit, a încercat un surrender, a ieșuat unul pentru 4. Bă, nu știu cine a dat renderul, dar oricum. Acum cred că vor putea să ia și al treilea turn. Dăm ce trage pe acolo, dăm turn de net. Bine, pe să joane, bravo. Bine, asta e că n-am pus să văd cum am murit să-mi joane acolo, vreau să-mi uit. Am văzut, dar la care turet, iar. A, ah, tanca tureta. Bine cu zombie. Bun, ala turnul nu s-a mai locomit la inhib și s-au tirat.
Acum se vede peste în faza aia în care joacă a doua decimală. Uite un combo împotriva căreia a fost foarte bine ca o banajana. Tu în continuare nu te auzi, nu-i așa? Jana putea contra chestia asta. Cum vedea că a dat Sejani ultimata și vine Lisandra, dădea cu R și-o lua la fugă. Și după făcea engage la loc când știau că le lipsesc 2-3 ultimăți. Și asta, ce aici cu Sejani, Vlad, Lisandra, este un combo ce se bazează foarte mult pe ultimăți. Da, dă bine. Cum spuneau, cum este tot, s-au luat pe top, au luat al doilea tur, acum vor merge către al treilea. Red Bull încearcă să se dea back după ce și-a luat Red Bull. Da, și mi-am făcut terminat turul ăsta, au 3 inhibitoare deschise. Nu luate, ci deschise. Mai vedea tiba. Nu au nevoie de bază acum, pot să ducă la inhibitoare pe top. Uite, un engage destul de bun inițiat, dar acum trebuie să apeși toate butoanele. Trebuie să dea cu toții cu partea de tastatură și câștigă. Efectiv face roll. Și da, de jocul, dar cred că o să joace să ia toate cele 3 inhibitoare, nu știu, iubesc. Pentru că n-ar putea termina, da, trebuie să simtă deștept să ai toate cele 3 inhibitoare. E, nu l-au mai lăsat plăcerea. Sparm, tau, da, sper. GG, frumoase jocuri. Finala, mă refer, restul au fost tomburi cam toate, până aici la finală. Dar aici, în final, am avut joc destul de bune. Primul pool ai ținut. Mm-hmm.